Ce faci cu Tunițo? Unde te duci? Bună seara, prieteni! Bună seara, doamnelor și domnilor! Unde te duci la plimbare? Ia să vedem cine vine acum. Ia desfă aici, nu? Ține bine să mă și eu. Cine vine? Bobiță? Ia să vedem unde a fost Bobiță. A? De unde vii, Bobiță? Bobiță, de unde vii? Ia întreabă, mă, Ferde, de unde vine Bobiță? Băi, Bobiță, de unde vii? A fost la bunică sau? Bobiță, de unde vii? Unde ați fost, Bobiță? Ne-am făcut un ghinghet. Ce ați făcut? Ghinghet! Nu, ce aveți acolo? Câini. Ia. 2 kg de carne. Celuși, nu câini. Doamne Iisuse! Păi, unde mergeți și cu ăstea acum? Dă-ne și nouă ăsta, blanaua. Ăla-i nouă când-ți văd. Mă, cum adunați câini așa de pe stradă și duceți la voi? Dă-mă și la vecinul. Dă-mă și la vecinul. Bucătarul ăla și toate sunt cățele. Auzi, bucătarele cum pe ce să fac? Eu băiat, Carina pe. Bă, unde duci cu atâta câini? Face copilul, Bobiță. Le plimbi? Le plimbi? Bine așa că-i plimbi. Sigur, toate sunt cățele, că vreau să iau și toate sunt cățele. Nu sunt. Hai, lasă-le acum. Eu un băiat. Doamne, uite ce bot ăla, lasă-i că îi pui numele de botul lung. Bă, 5! 5! Și cu Liza acasă 6. 6 cățele. Vreau să ieși să bucură Iza acasă. Se bucură Iza. Dă-mă și la vecinul unul. Dă-mă și mie. Aia cu botul lung, dă-i eu. Ce facem noi cu toate? Ăla-i Sonic al meu. Ăla da cu botul lung. Nu știu, se mă rog. Am uitat una dintre ele. Bă, Bobi, zi bun, dă-i și dacă sunt bolnavi, e bolnavi și pe Iza. Da. Ia, bă, dar tu știi unde e mama lor? Aici, e în liceu, că ei au ieșit de aici. Și el a zis lui, i-a dus pe la bunic. La taică tău lui, acărat azi. Ia, bă, ce sunt ăștia? Stai să vezi că iasă acum mama lor și plânge după ei. Leonardo, plânge mama. Dă-i și lui un caz. Dă-mă și lui, că tarzi îl ține, bă, Bobiță. Și dacă îi dăm noi lapte. Păi de unde îi dai tu lapte din oraș? Bă, vine mama lor acum să vezi. Dacă ai vacă acasă și le dai lapte, ia. N-ai vacă, a? Vine tarzi acum pe toate. Doamne, 5 cuței duce acasă. Bă, când ne vedea nașa, încă ai face mizerie ăștia prin turche. Cu ce unde să ții pe aia toți 5? Bobiță-i nebun, vezi, i-a luat pe toți. Era Leuțu, că el a dus astăzi tot așa, 8 cuței. Știi că de s-a dus un băi. Dă-mă și lui tarzi unul. Lite, băi. Lasă ia și el unul, bă. A? Lui el. Ia-l pe ăla blondul, bă. Ia sau ăla cu bot. Ia pe ăla blondul, bă. Ia pe ăla blondul, bă. Ia pe ăla blondul, bă. Păi ia și tu unul, asta zice, ia și tu unul. A, păi de unde să-i dăm de ea? Vrea din aia. Bă, ăștia sunt crocitură, iar. Da, crocitură. Tu de unde l-ai mai luat pe ăla, Leu? L-am cumpărat acum, la 200 de euro. Da. Așa e și la mine, vinul turbure. Tu știi ce gras e? Da, uite. Are 6 kg. Așa, mă, e 6 kg, mă. Bă, oiță. O cheamă Aki. Aki. Pleacă, lasă-mi pace. Pleacă, lasă-mi pace. Ce faci, oiță? Zici că e miel. Uite ce grăsune e. Uite-l, uite-l, uite-l. Uite ce grăsune e. Nu. Hai. Să duce leuțele cu tine, îi place să o plimbi. Da. A, și Rider vine la plimbare, că el nu s-a plimbat sărac. Hai, șofer, unde e șoferul ăsta? Nu știu. Când mai ies în oraș, frate, după șoferul ăsta meu, trebuie să aștept până să îmbracă șoferul, să-și facă unghiile, să-și facă duș. Numai muncă faci. Și
iarăși muncești, fata. Ce fac eu la iarnă cu lemnele ăștia? Stau să car cu prasa, să bag în sobi. A, păi nu știu cu tine. Atunci ar trebui să devină că eu le-am cumpărat sau ce? Nu ești bine că le-ai cumpărat, dar trebuie să mai cumpăr lemnele mai groase, să fac și eu un lemn în sobă. Să aha, sănătos! Uite, așa o să umbru cu plăsuța toată iarna în viscol. Să mă prindă vijulie aici, acum, care o alegi. Gata, prieteni, nu-i convine. Păi ce să fac acum, să cumpăr alte lemne? Unde le-ai găsit așa mărunte? Na, că nu-mi zis-o. Și sobiță, cine să ține de ele, unul din minut să par la el. Numai s-o muți în iarna asta pe mamă ta la noi. Ca să ne facă foc. O mute, maică mea, dacă vrei să te ajută. Da, uite, mă va face ea foc. Dar să nu-mi zic aia toată vara, nu m-ai chemat când era butoaie. Păi, aia, că ai golit canistra. N-ai de chemat-o, o chem la muncă. Băi, oață cu tunița asta, serios. Și dacă se supără pe indivizie? Auzi, cheamă pe maică mea, că să-i fie maică mea de asta, cum îi zice, slugă, să-i bagă ei, auzi. Ia să stă în pas să doarmă și maică mea să o alimentează cu focul, să-i facă foc. Bravo, cutunițu, că tu ai băgat canistrele și oile toată vara. Da, păi și ia ce am mâncat acolo? Spanacul, și ia mâncat la oi acolo păi și la găini? Păi să știi că spanac ia a mâncat acolo. Chiar e, du-te, Leo, închide magazia. Uite, plecăm. Vine, toată ziua cu prăsuț, așa. Da. Lasă închide magazia prima dată. Lasă cu închide. Du-te, mă, închide magazia. Uite, cu prăsuța. Și ia cheile și pune-le unde știi. O să mă lipsesc, nu mai fac nici foc. Nu știu și asta. Alții se vaită când au lemni, ea se vaită când că le cară. Dar ce nu-i cărucioarele alea mari, umpli câte unul de ala și îl trage, parchezi aici cu tura. Da, uite aici, fac, un cărucior de ala de-al mare și atunci ai așa la lemni. Nu? Ce tu te vaiți atâta? Gata, mă. Hai da, mă, să ieșim în oraș, mă, și noi ca băieții. Hai. Dar stai să iau șoferul, mă, că a zis că o să mai pun câte ea să conduc și eu. Hai da. Hai, șofer, te așteptăm afară. Să cine mai umblă, mă, de l-o dat așa. În mașină! Nu, cum că vine să strănut. Ma. Sănătate! Mulțumesc! Bei cafea la ora asta, fata. Da. Uite, știu. Cred că am luat răceala iarăși de la Geamina. Da. Tot timpul când era Geamina răcită, îi răceau. Mă usură în gât, e clar. E COVID. E COVID, iar. Am încurcat-o, prieten. Mai stăm aici? Mai beau gâlul de cafe. Mă, ce mi-a spus aici pe bord? Ce e aici? Umblă mâțele sau ce e? Pâinea, cred că am pus. Multe. Să-și cerci, Leu, că-i făcut și tu curat în ea și tot. Hai că zicească Bobiță vă face mizerie. Hai că mai nu mai veni Bobiță. Bă, nu e a luat bine, o grămadă de câini. Nu strângă. Să știi că nu e bine. Mă, Dini, ce face Bobiță cu 7 câini? 5 nu știu, avea. Doamne, îmi zic 5 câini. Hai, dă-i drumul acasă, atunci. Nu mai. Ai trebuit de mașină.
Păi du-te mai în față, mai nu. Du-te, du-te. Ăla nu vezi de farurile alea. Ăla e un nesimțit care a parcat în spatele tău cu farurile aprinse astea. Da, și cu farurile. Uite și nu se duce. Uite și... Uite e capul tău. Nu e mașină, aici și... În spate în oglindă. Hai, pagă-te. Pop, atât, atât, atât. Uite, m-am luat țigările. Drăgnic, ia să închid. Doamne, parcat aici lângă băldură. Bă, mă ustură în gât, credeți-mă. Ceva nu e în regulă. Noi tot umbrăm, știi, ba eu, ba lumina la scaunul, ba-l plingem în spate, ba în față. Mă gândesc să nu cumva îl stricăm și pe ăsta și o să rămână brocat. Cum a făcut cătă cu ăla, cu maneta. Dacă se strică, punem altul și gata. Nu? Bă, că se trage acum cam greu pe șină. Trebuie să-i punem vaselină ceva. Hai în bucătărie, Leo. Închide poarta, bagă-i zăvorul. Îl desface câine. Ce e, mă, cu LED-ul ăsta, că-l schimb? Nu e regulă, cu tână. Mă ustură într-una pe gât. Ne, ce să faci? Aerul ăsta ce și pe mine pe ăsta. Ori de la mâncarea ce-am mâncat azi, dar nu are nici ce, mă doare în gât, e clar de treaba. Ceva nu e în regulă. Să-ți fac un ceai. De ce? Ia leuțul cu cuțitul ăsta de aici. Stai. Hai că azi a fost cald cu tună. Ai zis că mai vine omul să mai dea apa la boilă. N-a mai vine. Așa a zis. Apă rece a făcut duș astăzi. Da. Era puțin cald și după aceea a venit apă rece, rece. Așunea tine. Cred că înseamnă că nu l-a făcut bine. Așunez? Nu, mi-a zis că trebuie să merg să desfac eu acolo și să dau la... Ăla, să-i dau la... Păi de ce nu-l făcut la și astăzi? Aia, să dau la mai tare, nu știu ce. Cum îi zice, am demonstrat oră ce e acolo în boiler. Po, puteai să tragi în priză, să umplești de la acolo, da, de la ăla și să-ți umbli tu. Îți spunea prin telefon. Da, îl sunai. Mi-a zis. Dar acum nu mi-a zis, lasă că vin eu. Lasă, se complică el, cum știe ce-ți fac. Trebuie să-l luăm și iar cu el. Păi, dar nu e rău, dacă e schimbarăm rezistența, telemostratul merge. Știu că dar merge. Nu l-a dat el, că astăzi mă întrebă omul, nu e omul de vină. Mi-a zis. Cum zici, îl lasă să fierbă mai repede, să încălzească apa, să opărită de tot? Îți cum și mătă. Păi eu i-am zis să facă să opărească lumea. Păi, să gândi și el să-l lasă mai... Să nu se opărește rău așa. Dar văd că s-a încălzit, dar s-a încălzit așa, foarte căldâie, așa. Adică, ca să poți să bagi mâna în apă, nu că călduți.
Orice cât boilerul ăsta ne lasă. Ne lasă pe cam bătrânel. Trebuie să cumpărăm altul. Mamă, ce frig a fost azi dimineață, mi-a înghețat mâinile în geac. Da, ce răbuie. Da. Mănușe străbuie. A. Hai. Alea de la... Alea cu degetele rupte. A, păi ce vă, alea sunt mănuși de sal. Du-te, mă, de sal. Să nu mănuși de alea gheață, tricotată, a, care stă mâinile calde. Veni iar acum, să iau mănuși pe mâini. Le iau pe alea, care le am degetele pe afară. Uite, mă, Leuțu, ce ai străbit, urechile ascuțite, așa ca la iepuraș. Trebuie să mă duc și eu la sală să fac muși. Ce sală? Și tu ai străbit, e făcut. Mă, nu ca să slăbesc, să fac muși, dar nu acum, când fac 14 ani. Nu, lasă la 15 ani. La 14 ani. Te duci cu muiere atunci. Că nu pot la 13 ani. În fine pot, dar la copiii nici. Nu, mă, lasă, nu te duci. Ba, mă duc la 14 ani. Și nu mă ieși pe mine. Fii, eu mă duc ca să fac muști. Și nasul. Și al meu cu dar asta. Până acum durmeați în frig și nasul nu are. Și cum am făcut da, de la căldură seară, așa se întâmplă. Da. Se înfundă nasul de la căldură. Când am făcut căldură, că de la frig învățat, fac căldură dintr-o dată. Sunt bazal în cafeaua asta. Păi eu nu înțeleg cum bei tu cafea cu la ora asta cu tuna. Da, nu mai doar. Nu mai dorm seara asta. Nu, să știi că chiar că eu nu mai dorm noaptea. Tu știi la ce oră am dormit eu asta, veleu? La ceasul 2. O, spun la ora 2 cu tuna. Păi? Nu mă lasă, mă. Păi ce se întâmplă? Nu știu. Uite, bea cafea, ia. Da. Bagă la cafele. Știi cum se numea aia când nu dorm? Uitare. Eu, în fine, păi nu mă lasă, mă, așa, pe la 12. Doamne, că scâindu-se bobița acasă. Dar ce face cu 5? Păi el l-a avea pe toți câinii. I-a părut rău de ei că le-a văzut afară. Păi i-a părut rău de ei, dar dacă ia un microp. Nu, dar nu zici că le caută cățaua, cred. Păi da. Și am zis să nu ia cățaua. Mamă, dacă vinea cățaua în coș, așa cum mergeam eu cu câinii. I-au ieșit și ei, că n-au sau cum zic mai mult, e acolo în spate, stăteau acolo unde e. Născut în curtea liceului. Acolo stăteam. Aveai un atop ăsta acolo. Păi da, atâtea clădiri, atâtea alea, prese la unde stăteam. Să mergem mâine, să-i luăm de la el, să-i aduci înapoi aici. Cred că iau și eu. Nu, nu. L-au luat și eu. Lasă că avem noi. Iau și frumoții. Lasă că l-avem pe Raider. Avem pe Raider, mai ieși tu altul. Ca să mănâncă găinile alea ce mai avem. Luăm și noi un bișor cu... Ia să afară după așa de mașină de la... Luăm și noi un bișor cu mare... Da, bișor da, să luăm un câine de la frumos, alb. Are un coleg de la mine din clasă, cățaua bișoana i-a făcut mai mult. Și i-a spus că... Da, 150 de euro bucata. Oh. Și să dăm 150 de euro pe cățaua. Și luăm un cățel. Bișor original, nu corcituri. Ia știu, aia trebuie. Asta ținem și noi prin casă. În loc să luăm ce ne trebuie boilere, că ne-au lăsat și ăsta la apă caldă, tu știi că eu nu mai am apă caldă aici. Lasă boilerul, luăm și noi un cățel. Luăm cățel și unde spăl vasele? Afară, în frig, cu apă rece. Da, că vrei cățel, te joci cu el. Pe banii le-a cumpăr boiler aici, de la Delimanul, iar la bucătărie. Uite, nu mai funcționează. Mă curentează, nu știu de ce. Și eu l-am tras din priză, mi-e frică să mai spăl vasele. Am luat astăzi apă caldă din baie, cu găleată ne-am spălat cu vasele. Dacă nu să punem, dar mai bine luăm unul de la câte 100 și ceva de lei. Ce, am vrut eu să spun direct de la boiler de aici din baie. Să hai mă, Cătăline, să ne ducem să căutăm un om să ne jugărvește și nouă cât e vremea asta bună acum. Trebuie să aici te tot... Ce dăm afară tretat, și tot, trebuie făcut casă. Aici. Culoare schimbată. Ce ușa asta să pui și oglinda aia schimbată, alea, tot, prize. Vreau să văd aici, știi cum? Nou. Și gresia, o spargem și punem alta. Păi nu vezi că... Gresia... Vreau să schimbă și gresia. Păi nu vezi cum arată. Lasă. Pui alta peste ea. Da, merge. Nu, și cât dă tu să mă aduc? 40 de milioane sau mai multe a costat aici. Știi, mă... Cresia asta
Ce titlu să pun la mine în bucătare? Păi nu mă știu, ce ai filmat? Tu ai filmat acolo fără. Tu ești acolo, cine? Nu știu ce titlu să pun. Da, mă încurge nasul. Stai, lasă că nu e nimic, nu e ceva grav. Nu e. Bine, să nu fie grav cu tunița. De ce? Că curge nasul. Nu, nu e, lasă. Mă, bucătare, ce fac cu ăsta? Nu cu ce, mă? Până când să mă plimb cu tastatul după mine? Păi și ce vrei să faci? Acum vrei și altă? Uite, am laptop și tastatură după mine. Păi dacă ai stricat tastatura la laptop, ce ți-e de vină? Cine e de vină? Și mouse-ul după mine. Da. Dar când ai avut grijă, eu ți-am cumpărat nou. Nu mă știu ce-a făcut, cred că vărsai ceva aici de sau. Vă dorim noapte bună, Doamne ajută la toată lumea, vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit, la revedere, la revedere și numai bine, prieteni.